Am revenit în direct, oameni buni, după o scurtă pauză de publicitate, iar colega mea, Alexandra Gog, ne spune că mâine la Sosurile Picante vine... Holimoli. Așadar, aflăm lucruri interesante din nou val de muzică. Dar până atunci vorbim despre Survivor și tot ce se întâmplă la Survivor, care nu rămâne la Survivor. E aici, analizat, disecat. Bună ziua, să rămână doamna Jorge. Bună. Să știi că se zice Țal Jorge. Țal Jorge? Țal Jorge. Ce faci? Cum ești? Ce să fac? Bine. Mai poți? Încerc să supraviețuiesc și eu. Și la mine e supraviețuire acasă. La tine e supraviețuire acasă. Da. Îl salut și eu pe David dacă se uită la emisiune. I-am promis de fiecare dată că îl salut. Îl avem pe prietenul nostru, Sebi, care și-ar dori să fie acolo, dar e aici. Corect, Sebi? Da. Dacă ai fi acolo, cum ai fi? Bine. Zeu. Este. Sincer. Hai că fierb ca un leu în cușcă, te-am văzut că mereu zice... Nu, mi-am pierdut speranța. Deja se... pe la jumate emisiune, mai sunt două luni jumate, cam... Hai să zic trei, cam greu să mai... Speranța să moară ultima. A murit prima. Nu e, nu e bine. Coleguța noastră, Alexandra Gog, oameni buni, și coleguțul Cristi Mitrea. Iată, să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat aseară, că-s multe de discutat. Ia zi mai, Alexandra, măi, ce se întâmplă acolo? Scandalul continuă, pe scurt. Zani și Jador nu se opresc și nu dau semne că se vor opri prea curând. Păi nu mi-ai zis tu că ieri că o să fie bine, că poate ei se împacă, că se tachinează. Așa am sperat, pentru că urma un joc important, imunitatea. Hai să vedem ce s-a întâmplat chiar înainte de acest joc de imunitate. Avem imagini? Da. Scandal? Da. Hai, ferească Dumnezeu, ia să vedem. Nu consider că eu aduc Zânzania în echipă. E doar o părere. Nu mă cunoaște nimeni aici în afară de Cătălin Moroșanu, personal. Nu mă cunoaște nimeni. Niciunul din voi nu mi-e prieten, niciunul nu mi-a deschis frigiderul. Atunci mi-e prieten. Deci măcar Iancu, cu care mă cunosc de 6 ani de zile. Moro mi-a deschis în schimb frigiderul, îmi știe caracterul. Îmi pare rău să aud că au părerea asta proastă despre mine. Nu prea-mi pasă. Nu-mi pasă nici de, nu-mi pasă de fapt de părerea nimănui. M-ar durea dacă Moro și-ar schimba într-adevăr părerea despre mine, pentru că îl consider prieten. Consider că eu... Nu trebuie să răspund în fața nimănui de actele mele pe care le fac. Zani, iartă-mă dacă te-am supărat. Zani se aprinde foarte rapid. Jador este stilul lui. Trebuie să-l accept așa cum este el. Singurul lucru care, pe care mi-l doresc eu este ca să nu exporte această rivalitate în grupul nostru. Mie nu mi se pare că a fost mare ceartă. Păi nu, și au spus oamenii, mă, ce au de spus fiecare, că-s bărbați. Am văzut un Jador care își cere iertare pentru comportamentul pe care l-a avut până acum. Și spun că, de fapt, singurul prieten de acolo e Moroșanu, atât. Și că nu-i pasă de părerea celorlalți cum îl consideră, pentru că totul a plecat de la faptul că echipa faimoșilor nu îl agrează în momentul acesta, însă nimeni nu vorbește, nu spune nimic pe față. Ci se ascund cumva în spatele lui Zani. Tot e o greșeală din punct de vedere al unei echipe, să vii să spui că îi desconsideri pe toți colegii tăi și că nu-ți pasă de părerea lor, în ideea în care trebuie să faceți legătura mai puternică. Da, mă, dar e ușor să fii cu mintea limpede de aici și să nu fii în tensiunea de acolo, dar nu? Dar sunt oameni maturi, adică... Pe oameni maturi, sincer. Dar dai seama că au nervi întinși și e la maximum. Tu cum vezi, Ramona? Eu cred că adevărul e undeva la mijloc. Că în condițiile în care sunt ei acolo... Probabil că și Jador are partea lui de adevăr, și Zani are partea lui de adevăr. Niciunul nu s-a comportat exemplar din niciun punct de vedere. Probabil că a mai băgat și bățul prin gard când unul, când altul. Poate că și colegii lor, oarecum, unii arată că susțin, dar de fapt îi incită. Nu știu, eu așa am văzut. Ce se întâmplă acolo știu doar ei și vor spune probabil când se va termina jocul pentru ei și vor veni aici la tine să spună exact ce s-a întâmplat. În rest, doar putem să... Sunt, uite, oamenii ne trimit multe mesaje. De data asta sunt mulți care îl aprobă pe Jador. După emisiunea de aseară, știi? Îmi place că oamenii, după ce văd emisiunea, îl aprobă ori pe Jador, ori mâine pe Zani. Adică sunt... Judecă în funcție de faptele. Judecă în funcție de ce se vede la televizor. Cineva zice că Ștefania de la Războinice este un exemplu de modestie și bun simț. De exemplu, uite, un punct câștigat din partea unor telespectatori. Dar s-a mai întâmplat ceva aseară, Alexandra? De asta este alături de noi și Ramona, soția lui Jorge. Da, aseară, din păcate, am văzut imaginile cu Jorge la spital, că i s-a făcut rău dimineața, nu a fost la joc și apoi am văzut imaginile cu el pe patul de spital. Cred că astea sunt cele mai înfiorătoare momente pentru cei din familie, să se uite la televizor și să nu știe cum să reacționeze. Ce? Pot să fac o paranteză la ce între Zani și Jador? Și apoi trecem la subiectul ăsta. Din punctul meu de vedere, aici Jador a avut-o ridicată la feleu, putea să,
să arate că nu are nimic personal cu el și nu trebuia să-l voteze niciodată și dădea dovadă de caracterul ăla frumos pe care susține că l-are. Însă el recunoaște că înjură foarte mult în camp și că își cere scuze după aia. Eu știu caracterul, eu cam adevărul dintre ei doi îl știu. Jador este un tip care nu îl interesează de absolut nimeni din jurul lui acolo. Este foarte, foarte plin de el ca și persoană. Zani nu suportă chestia asta, vrea întotdeauna să facă dreptate, însă eu sunt plictisit de subiectul ăsta dintre ei, care trei ani și ceva. 2021, suntem în 2024, însă dacă aș fi fost acolo, l-aș fi sfătuit pe Zani, care e prieten cu mine, să-și vadă oarecum să dă treaba lui, dă traseu mai mult. Însă aici cred că a greșit Jador să-ți votezi cel mai bun om al echipei și să-i dai posibilitatea să plece acasă. Dar nu l-a votat încă. A zis doar, o să vedem imagine. Nu a ajuns încă în consiliu să vedem dacă l-a votat sau... Dacă schimbă votul sau părerea, înseamnă că asta spune multe despre el, deși ar fi trebuit să schimbe acest vot, pentru că nu este cea mai bună soluție să răspunzi cu răutate. Nu, probabil sunt niște frustrări care n-au fost ținute în frâu. Nu trebuie să răspunzi cu asemenea răutate. Domnul Corbuțu, să se întâmple, ce voturi sunt, adică... Faptul că a vocalizat alegerile sunt pline de desfășurare, campania. E dorința lui, da. Poate a vrut doar să-l streseze atât. Da, a vrut să-l sperie, probabil, cine știe. Negocieri, ca la politică. Deci s-a arătat Mâțu, vezi ce faci. Da. Să revenim, că spuneam că e foarte greu să fii în fața televizorului și să vezi ambulanță, să vezi perfuzii, să vezi că soțul tău încă nu e cel mai bine. Înainte să văd ambulanța, cu o seară înainte, au arătat un pic un teaser din ce urmează să dea și în momentul ăla m-am panicat total. Da, pentru că eu îl cunosc și știu cum e când e rău sau, adică nu, o cred că o singură dată l-am văzut așa. Da, e rău des? Adică e sensibil așa de fel? Nu, o singură dată l-am văzut așa. Când am fost cu el la spital. Și ce crezi că adică atunci ce avea când l-ai văzut? Mai că am fost era acum. Ah, stai seama că ei sunt nemâncați acolo, e calciu, adică. Da, a fost ceva în fondul epuizării, nu știu ce s-a întâmplat, dar el nu este sensibil și chiar s-a adaptat și foarte ușor data trecută acolo. Că suportă durerea destul de ușor, adică chiar nu se plânge și e ok. Dar în momentul în care l-am văzut că s-a ridicat și era alb la față și s-a sprijinit de stâlp, mi-am dat seama că nu e bine deloc. Și că de fapt nu e un teatru, pentru că știi că poți să joci în teatru, că mai șchiopătezi, că mai ceva, bă, dar când te albești la față și se vede, e clar că e ceva în regulă. Avem imagini? Nu avem imagini, pentru că a fost alaltă ieri, așa cum spunea Ramona, și a fost foarte scurt. Ce e de menționat și de apreciat este faptul că, sau nu, este faptul că Jorge a specificat că, deși a primit ok-ul medicului, nu a dorit să intre la jocul de imunitate personală. A fost alegerea lui asta și spun că poate fi de apreciat sau nu, că poate unii îl condamnă că de ce nu a vrut să... Putea să pierdă puncte. Da, nu sunt obligați? Nu. Cum? Nu sunt obligați? Nu sunt obligați. Dacă nu te simți ok și consider că... Practic, în momentul acela ești descoperit și poți fi trimis la duel foarte ușor. E ca și cum dacă ai participat și pierzi. Da, ai o șansă. Ai o șansă. Cum a avut data trecută. Da. Să, chiar păi dacă și e bine era că n-a participat sau că e bine că a participat? Asta vom vedea, dacă probabil că se așteaptă și el ca în punctul acesta să fie nominalizat, probabil că și-a asumat riscul acesta. E de teamă, s-a protejat acum asta. Și cred că mai bine își păstrează energia dacă e să intre la duel să... Dar el acum nu s-a protejat doar pe el, a protejat și echipa, că el putea să intre și să piardă punctele și să nu fie nominalizat el. Eu cred că este o decizie bună din punct de vedere că nu te simți bine în acea zi, să nu intre pe traseu, pentru că poți să încurci, nu poți să ajuți. El era la spital chiar, adică el a primit ok-ul, am înțeles, ca să participe la proba de imunitate personală. Da. Eu cred că decizia asta de a nu participa la proba a fost o decizie destul de grea, nu e ușor să iei decizia asta, mai ales că el avea o șansă, cum știm și am văzut și edițiile trecute, este foarte bun pe partea de izometrie și pe concentrare, își ține focusul și echilibru foarte bine. Dar cred că și-a ascultat corpul și s-a gândit pe la binele lui și al familiei până la urmă. Da, pe și sănătatea a pus sănătatea pe primul plan. Pe de altă parte, da, putea să intre și avea o șansă, dar a pus, eu așa cred, că a pus în balanță și până la urmă și-a asumat și riscul de a fi nominalizat.
Cineva zice că, domne, e ușor să comentați din când aveți de toate, dar să treci acolo fără mâncare, cu stres, cu epuizare, cu totul și totul altceva. Uite, unii îl apreciază pe Jador, unii îl apreciază pe Zani, adică lupta e destul de strânsă și între oamenii care îi urmăresc. Da, care haideți să vedem ce s-a întâmplat după jocul de imunitate. Avem imagini. Da. De ce cred eu că am pierdut? Care a fost întrebarea noastră? De ce am pierdut eu? Da, da. De prost. Ce n-a funcționat astăzi? De prost, chiar de prost, la modul cel mai serios. Dacă stăm, eu cu Zane stăm și ne batem cap în cap așa, cred că afectează cumva echipa, că vrei sau nu, emoțional. Probabil am greșit și eu, probabil a greșit și el. Eu mi-am cerut iertare la începutul meciului, aștept și scuzele lui. Pentru că, într-adevăr, noi dacă suntem și crede că sunt bun și eu cred că el e bun, ar trebui să facem echipă, să batem pe oamenii ăștia. Îl aștept la final, dacă o să am răbdare până la final, să ne batem. Pentru că eu mă plictisesc repede, vă spun sincer, nu mă mai surprinde nimic, aici deja m-am plictisit un pic. Mândria lui mă deranjează atât. Eu cred că el e brânză bună în burduf de câine. Lansăm mândria. Domnul profesor, vă mulțumesc frumos pentru calificativul dumneavoastră. Te de mână, nu-i frumos să lași un om cu mâna întinsă, mulțumesc frumos. Dar dumneavoastră nici de cum nu sunteți capabili să-mi dați mie calificative, pentru că eu n-am primit nimic degeaba în viața mea și am muncit și am trudit pentru tot. Bă, tu ești nebun, toată lumea a fost gădat în Zania acum, mă. Ce asta? Bă, asta ce ca să spun și eu, dar ce am dat în Zania? Reprodun. Bunule, reprodun, te rog. Bine, ca nu să mai reprodun nimic. Ai dat în Zania. Păi, reprodun. Ai dat în Zania. Reprodun. Ai dat cu toți. Să fii mai diplomat. Mai diplomat, mai diplomat. E Zania și cu... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Cum nu? Acum că ne-ai tăcut și tot nebun și era totul bine, le-ai apinția cu tot. El într-o poziție de victimizare, pentru că el așa este puternic. Interesant. Ce mi se pare Moroșanu... că e foarte isteț cum procedează Jador, că întotdeauna, dacă ați observat, își cere scuze la ceremonii. De fapt, când știe că este filmat, când toată lumea, filmat, toată lumea este prezentă, războinicii, da. Ca întotdeauna, dacă va ajunge să fie un scandal mai puternic sau să fie acoperit și să zică, dar eu mi-am cerut scuze, voi ați văzut cu toții că mi-am cerut scuze, doar că el nu accepta scuzele. Dar eu nu cred că el are o strategie în sensul ăsta. Ba da, ba da, ba da, ba da. Ce el așa a făcut mereu, întotdeauna, chiar și în camp, când eram... sunt ferm convins că el face lucrurile astea doar ca să cadă bine în fața... și războinicilor, pentru că e foarte important. El cere confirmare întotdeauna. Ați văzut? Mi-am cerut scuze. Zani întotdeauna a avut coloana vertebrală și n-a acceptat niciodată scuzele lui, pentru că nu sunt niște scuze sincere. Zani poate să facă diferența între un om căruia îi pare rău când greșește și care nu greșește intenționat. Pe când aici, din punctul meu de vedere, clar afectează ce se întâmplă între ei doi. Echipa nu știu câte jocuri au câștigate. Se vede și pe reacția lui Moroșanu. E a doua oară că Moroșanu greșește din pepe. Da, pentru că avea dreptate. Bă, când nimeni n-a zis nimic, te-ai apucat să pui tu paie pe foc, să zici tu că două bisericuțe în echipă și că iar nu ne înțelegem, mai bine taci din gură, mai bine tăceai. Și adevărul că iartă-mă. Ce ziceam și eu, sau când spuneam, nu dai în coechipierii tăi, nene. Nu dai, încerci cât mai mult să le ții vorba, tot vorba lui Moroșan. Bă, rezolvați-o între voi ca bărbați, lăsați-ne pace, că ne atingeți pe tot. Și tu că e ușor să spui asta din fața televizorului, când ești într-un reality show. Colegul de 3 ani e ușor să spunem asta din fața televizorului. Aici ai văzut că te schimbi. 100%. De asta zic, adică e greu acolo. Probabil de asta și reușesc să ajungă în finale cei care se păstrează. Poate să ia sfaturi, să asculte de Moroșanu sau de alții mai maturi și mai experimentați în viață. Mai e o chestie, Zani, dacă ar fi câștigat Coranul sau cum îi spune, nu l-ar fi votat niciodată pe Jador. Nu știu cum... Cu Biblia și toți acolo. Nu l-ar fi votat niciodată pe Jador, pentru că eu am simțit asta pe pielea mea. Noi acolo întotdeauna am ținut cei mai buni oameni din echipa noastră cu noi, să putem să câștigăm jocurile, să mâncăm. Păi da, tu spui că Jador i-a promis lui Zani că îl votează. Da, eu că dacă poate nu... seara asta vorba colegii noastre, s-a schimbat... Haideți să vedem imaginile după jocul de imunitate personală, când a câștigat acest colan de imunitate. Și când a... Da, perfect, hai să vedem. Nu-mi place să mă supere nimeni și să... așa? Dar în fine, vom vedea, domnul Zani, pe cine votăm. E Zani, pe Zani îl votez, nu-i clar. Te pup, Zani. Du-te la duel cu Nemes. Ai vrea tu să scape și ușor? Vedem, mai sunt astea, mai sunt. Te dau eu la afară, până la... Ți-e frică de mine cu metri? Mi-e frică că ești foarte bun. Că te-am pus aici.
La respect. Te-ți-e frică, frățiorul meu? De tine niciodată. Te vezi? Ce-ți-e frică de mine? Zaki. Te respecte pe toată lumea. Avea, de ce vorbești ca un dictator, bosule? Tu n-ai propriile, tu nu ai o dicție a ta? Eu-l pup pe Zador să respecte pe toată lumea. Bă, bus, ai un tonaj. Sunt sigur că asta nu e intonația ta. Deci de aici deducem că tu ești fals în tot ceea ce crezi tu și îți impui o anumită... Vezi că îl copiezi prea mult pe chelul. Ia uite, fii atent. Fii atent ce spun eu, fii atent. Nu trebuie să-mi zice nimic. Ăsta te va da afară. După fratele tău. Vezi? Uite, de asta. De asta, vezi? Hai, vă rog, cu respect, Zador. Cu respect. N-ai facultate, nu știi să vorbești, nu știi să citești. N-am întins mâna cu respect. Singura șansă. Ca să vorbești cu mine să fii un survivor. Ia, dă mâna la băiatul aici. Singura șansă să vorbești cu mine să fii un survivor. Da? Singura. Păi uite-mă, sunt un survivor, ba mai mult de atât. Bravo ție. Să vadă lumea cine ești, eu pot să plec acasă pentru mine câștig. Să vadă lumea cine sunt. Pot fi și eu golan, să știi. Tu nu ești golan, tu ești mitocan. Eu mi-am cerut iertare pentru că tu știi foarte bine că eu iert, eu nu țin în suflet. Dar dacă tu vrei să ținem și eu mă lași cu mâna întinsă, în fapt, dacă tu mă lași pe mine cu mâna întinsă, te arăt ce înseamnă răutate. Că pot să fiu și așa. Auzi, dacă bunătate pot să duc la extrem, să vezi răutate, fratele meu. Că înjur pe toată lumea, unde e respect? Interesant show-ul din seara asta. Urmează, da. Urmează, bă, ne. Adică e clar, Jador îl propune pe Zani la eliminare. Eu sunt ca sigur că așa se întâmplă. Că sau nu, că ai văzut pare... ce băi, eu băiat bun, eu ier. Nu cred. Nu cred. Mie mi se pare că e o ființă emoțională și sigur reacționează. Poate se schimbă, după eu cred impuls. Că se schimbă, mă. Nu cred. E, se schimbă, n-ai văzut că nu face, băi, eu iert, eu ar pot să fie. Ar însemna să fie rațional, matur, să gândească înțelept. Pentru că, așa cum zicea, deci dacă și Jador, se evite să-i ții pe aia puternici deci dacă Jador nu-l alege pe Zani, da. Se pare că e un punct în plus pentru el. Eu cred că se va schimba. Pentru că el a spus la nervi, a fost euforia aia că a câștigat Colanul și a zis pe el că era într-o tensiune. Da, dar da. Ca să dea bine în continuare oamenilor de acasă, pentru că pe Jador îl interesează foarte mult susținătorii lui, da. O să-l ierte gen și o să zic că pentru binele echipei o să votez... Și dacă peste noapte, poți să... Dacă deci dacă iar să Jador pe Zani... Pac și se întoarce roata peste o săptămână sau ceva și este invers. Zani nu-l votează. Zani nu-l votează. Nu-l votează niciodată. Nu-l votează. Eu jur că nu-l votează. Da. Nu-l votează Zani. Haideți să vedem. Wow, interesant. Uite, aici a fost greșeala lui. De asta a pierdut. S-a uitat la el și... Cine? Zani s-a uitat la Jador. Era în dreapta... Și aici Roxana probabil nu mai auzea. Domnul Dan îi spunea, întinde mâinile, altfel te descalificăm. Nu întindea mâinile. Și am vrut că și e greu să stai cu prostia aia așa. Eu m-am gândit că poate voia și nu putea. Că îi se tea și într-un picior. Și practic aici Jorge a renunțat să intre la această luptă, cu toate că el a câștigat una de izometrie într-un picior data trecută. Da, asemănătoare, tot așa, într-un picior, și tot cu mâinile întinse, dar ar fi avut șansă. Dar... Te temi așa pentru sănătatea lui acolo? Da, mă tem. Sincer. Da, sincer. Sincer, stau cu sufletul la gură de fiecare dată când văd emisiunile, mai ales că eu nu știu nimic despre el. Nu primesc niciun telefon, nu-mi zice nimeni nimic, cel puțin să mă liniștească. Stai liniștită, că e bine, sau ceva, nu știu. Deci ce văd la televizor, aia e, până următoarea săptămână. Tu îl cunoști și știi că anumite gesturi ale lui înseamnă că nu se simte bine sau că... Asta, da. De data asta chiar așa a fost, chiar nu s-a simțit bine, plus că am văzut cu piciorul... că a avut niște probleme, am văzut că s-a lovit mai pe la începutul competiției, dar... Cu piciorul operat? Da. Că am văzut că acolo avea... Bandajul. Genunchiera, da. Și, dar chiar și așa, pe durere, că am văzut că războinicii l-au apreciat foarte mult ieri pe Sorin, că a intrat pe durere sau așa, dar el cred că de la început are această durere și intră, își depășește și stai un pic, te apreciază că intri pe durere, dar dacă îți rup piciorul sau asta, te duci acasă. E adică... puțin mai precaută și puțin mai încet pe traseu. Și adică e normal că a avut un accident, omul s-a operat, adică nu e teatru ce face. El fiind foarte bun pe finalizare, chiar dacă ajunge că a luat două puncte într-un joc, unul după altul, chiar dacă ajunge puțin mai târziu, se bazează că are dexteritate și că poate să bage punctele. Eu nu știu cum să impact pe oamenii ăștia care trimit mesaje pe WhatsApp, sunt așa unii că Jador este cu de toate, alții că Zani e cu de toate. Și eu primesc foarte multe mesaje și pe tine. Jignitoare la adresa mea, pentru că sunt făcut în toate felurile, că
sunt de partea lui Jador. Eu n-am spus nimic niciodată. Acum oamenii zic că ești de partea lui Zanie. Hotărăște-te și tu de partea meseria, adică. Ideea este în felul următor. Oamenii de acasă îl văd pe Zanie într-un fel, eu îl văd altfel. Eu sunt prieten cu el, nu pot să gândesc cum gândește un susținător de al lui Zanie. E prietenul meu, un prieten adevărat, dacă greșește, eu nu pot să țin cu el, eu trebuie să-i spun, bă, aici greșești. Din punctul meu de vedere, când a fost să fiu acolo alături de el și am văzut cum stă treaba cu adevărat, eu l-am susținut pe băiatul ăsta necondiționat, nu o zi, nu o dată, l-am susținut întotdeauna. Ceea ce mă deranjează când primesc mesaje de la susținătorii lui, că eu vin aici, fac bani pe spatele lui, pe numele lui. Stați puțin, că am fost și eu într-o emisiune și 6 luni jumate. Fac bani, sunt acolo în emisiune. Da, nu vin aici să mă justific în fața nimănui, dar mă știu corect, mă știu un om care a ținut și ține în continuare la băiatul ăsta, pentru că mă identific cu caracterul lui, cu dreptatea, pentru că el, indiferent de imaginea pe care o are, el ca și caracter... Îi place să fie judecătorul poporului. El judecă bine. Da. Dacă greșește fiecare la rândul lui și asumă la un moment dat sau nu, nu sunt eu în măsură să țin partea cuiva, chiar dacă nu are dreptate. Eu judec ceea ce judecă toată lumea ce se vede la televizor. Și aici... Cineva zice, domne, Zani a jignit-o pe Elena sezonul trecut, uitați aceste lucruri și nu și-a cerut scuze niciodată. Nu mai știu, și-a cerut scuze? Și-a cerut scuze, da, de multe ori. Și personal, și în emisiune, și sunt prieteni. Mai nu. Zice cineva, băi, Sebi, să știi că toți cei de acolo sunt iubitori de imagine. Categoric. Se vede că nu, mulți nu se bagă, adică... Da. Eu nu mi-am iubit imaginea. Eu nu știu ce înseamnă să ai o imagine la televizor. Eu am știut să fiu eu întotdeauna și mi-am luat întotdeauna și din stânga și din dreapta. Nici nu eram... Probabil din acest motiv mulți sunt și figuri șterse așa în emisiunea asta. Adică nu prea este în evidență cu mare lucru și nu vor să implice. Am întrebat cineva dacă TJ Miles a ieșit cumva din competiție. Asta e, nu vor să deci, implice. Nu, TJ Miles este în competiție. L-ați văzut ceva mai devreme. Nu este din sezonul trecut, este de acum. Doar că este foarte precaut. El vrea să demonstreze doar pe traseu. Adică nici e precaut, nu vrea să intre în scandal cu nimeni, nici vede de treaba lui. Da. E bună strategia asta, Ramona, tu cum vezi? Nu știu dacă e bună sau era, se va vedea pe parcurs. Eu ce văd la Jorge, la soțul meu, este că el a ales să fie vocal atunci când s-au întâmplat niște lucruri, inclusiv în tribul războinicilor, el și-a spus părerea, chiar dacă mulți au sărit în cap. Bine, nu știe ce se întâmplă aici, dar și acolo au fost voci împotriva lui. Probabil că atunci când o să se întoarcă înapoi, iarăși își va spune părerea. Nu este un om care se ascunde după deget, nu evită confruntările, pentru că nu vrea să se transforme în conflict această confruntare. Și încă o dată, pentru oamenii care se uită la emisiune, Jador n-a intrat aseară în imunitatea personală, adică da. Era dreptul lui, nu că nu și-a susținut echipa. Că cineva zice, domne, Jorge, da. Și-a abandonat echipa, uite, acum e bolnav când trebuie să lupte pentru imunitatea. Lupta doar pentru el în momentul. Era doar pentru el, pentru echipa lui. Îți dai seama dacă lua Jorge colanul iarăși, ce hate își lua la toată lumea. Și cum, păi dacă lua, păi dacă era bun, era... Era foarte bun, dar el n-ar fi renunțat, adică dacă s-ar fi dus acolo, nu s-ar fi gândit, băi, hai să nu iau și de data asta colanul, că nu e ok. Păi nu de asta te duci acolo, să ai? Exact, dar probabil că au fost alte motive pentru care el a ales să nu se ducă. Și cred că sunt foarte serioase și foarte importante. Mai avem câteva imagini, nu, coleguța? Cele mai puternice de aseară. După publicitate? Final, da. Fai de cap, urmează imagini nedifuzate. Nedifuzate la ora asta, aseară au fost. Da. Le vedem și noi imagini de aseară, oameni buni, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Vă rugăm frumos, fanii Zani, fanii Jador, să rămână cu noi, lupta continuă. Am revenit, oameni buni, aici pe insula noastră, insula noastră din bucătărie. Vorbim despre ce se întâmplă la Survivor cu o soție care are pulsul destul de mărit când începe show-ul și nu numai, pentru că se gândește ce o face al meu acolo. Da. Dacă ai fi acum acolo, ce ai spune? Ce am doar spus 30 de secunde să ai cu el. Doar 30 de secunde cu el. Că-l susțin și că orice face... Lasă-mă, tu ești doar tu cu el și spui, te susțin. Cum zici? Ce zici? Luptă. Luptă, nu vii acasă. Acolo. El a zis, ține cu dinții, este o oportunitate și... Deci nu ți se pare că ar vrea să abandoneze sau să plece? Nu, din contră. Perfect. Alexandre, ce că mai avem o casetă.
cea mai importantă casetă de aseară, zic eu. Deci a fost trimisă, practic, caseta și avem imaginile, nu? Da. Direct hai să vedem. Ia să vedem. Despre oameni, în general, ai o părere bună despre cineva? N-ai tu treabă cu mine, bine. N-ai tu treabă cu mine. Ce mă trebuie tu pe mine? Fac ce vreau. Ai înțeles? În frajul meu nu mai vorbesc fără de nimeni. Uite, Maria Chistu este o fată care nu are niciun punct de vedere. Sta bine. Da? Da. Băi, cele care abar n-ai și n-ai o părere bună despre oameni în viața ta, vorbești doar urât la adresa tuturor. Zim de mine, înjură-mă pe mine, dar să nu mă înjur pe nimeni prea pe mine. N-ai o părere bună despre nimeni. Dacă mai înjuri pe cineva de acum încolo, ai de-a face cu mine. Ai 60 de kg urs și te crezi bărbat. N-ai nici măcar 60 de kg când treci cât un sac de ciment. Ai nebunit la cap? Atunci arată-ți puterea cu mine dacă vorbești de kilogram. Păi, drag, mă bate cum vrei tu, ești nebun. Hai să mă bați! Deci când vrei tu, ne facem o ring așa. Că văd că tu zici de bătaie, deci de facem tine. Un ring așa frumos. Facem un ring frumos și bărbătește, bam, bam, ne strângem mâna la final, ne bucăm, cum vrei tu. Văd că tu zici de bătaie și de kilograme. Dacă vrei ne luăm și pe trasee, dacă vrei ne luăm și... N-ai ce să faci cu mine pe trasee, vă rog. Bă, s-a ajuns la niște discuții destul de puternici așa. Adică noaptea, în loc să doarmă, noaptea să fie sfetnic bun cum am învățat noi, noaptea la ea a fost că hai să ne batem. Mă, Cătălin, e o vorbă frumoasă la noi, bătaia doare, dar e foarte amuzant ce fac băieții ăștia doi. Păi noaptea nu-i sfetnic bun, domnul. Eu i-aș lăsa. Eu i-aș lăsa într-un ring acolo, ei și Moroșanu, ei și Smărândescu, să-i antreneze 2-3 zile pe fiecare, să râdem de ei. Cred că are și un episod foarte frumos. Lăsă-i acolo, în pace. Da, cum să se bată, se termină, bine, amical. Se termină toată nebunia asta, trecem la altă etapă. Eu nu cred că o să se bată, doar că Zani are acest talent pe care l-a demonstrat în sezonul care a câștigat el. Să te ducă în punctul acela de fierbere maxim și să te lase să faci ce vrei tu. Adică a mai făcut asta și în sezonul lui și l-am văzut. Mai, pentru că el nu o să riposteze. Adică, lasă să vadă, îl duce până în punctul acela maximum de fierbere și... Zice, hai, Zani, Zani a luptat la un moment dat într-o cușcă și într-o competiție. Jador a luptat și el? Nu. Doar Zani, nu? Da. Zani și Iancu. Da. RFX, cum e gala, nu? RFX, da. Nu? RXF. Eu vreau să fac o paranteză aici, că Zani zice atâta timp, nu o să te mai las să mai înjur pe nimeni aici. Eu acum... E o provocare și asta, la ce orgoliu mare are Jador. Eu acum... Dacă aș fi fost cel înjurat de acolo, cum aș fi simțit că unul încearcă să, unul de 60 de kg, cum zice Jador, încearcă să ia apărarea unuia de 80 de kg. Ideea este în felul următor. Nu se referă la Ana și la încă cineva. Știu, știu, eu vă spun de ce nu aș fi de acord cu Zani și l-aș învăța să nu mai facă chestia asta, să ia apărarea. Dar Zani a zis chestia aia dacă te mai jur, te-ai de-a face da, cu mine? Da, da. Să nu mai ia apărarea. E cum, nici mie nu s-a părut un lucru fer. Mi-am crezut de Jador, nu, nu, nu. Jador doar a răspuns. N-aș vrea să mai ia apărarea la nimeni din echipă, pentru că eu sunt ferm convins că pă, acel înjurat, dacă vine acasă Jador și spune vrei să vii la mine în clip, la mine în piesă, sunt prieteni. Și știe lucrul ăsta. Aici e greșeala lui, care eu l-aș fătui dacă aș fi acolo să nu mai... Da, dacă are ceva cu el personal, să se apere, să se bată, să facă ce vrea el. Dar când o înjură pe una sau o jignește, n-ar fi trebuit să mai reacționeze, pentru că acel... Că vrei să vezi eroi la televizor, vrei să vezi că le apără pe ceilalți. Da, dar nu se merită. Vrei să vezi că nu stai așa ca nătăflețul da. Și nu ce. Mie îmi place da. Că s-a dus, bă, da. Ia apără, mă, stai da. Un pic, suntem aici. Da. Da, sunt de acord. Uite, cineva zice în felul, vrei să-ți bag cuțitul în rană? Zice cineva, Sebi, du-te la Survivor, tu lipsești de acolo, ești cel mai bun. Așa Zani ar avea și un prieten bun, un bun aliat, vezi? Păi, ar avea, dar... Na. A, tai aici, liniștit, că te ia Jador și pe tine. No, uite cum... Și eu m-am certat de multe ori cu Jador. Vrei să-mi bag și cuțitul în rană, stai că-l bag și eu. Dar să știi, uite, hai să spun ceva. Jador are alt discurs față de mine, are alt discurs față de Zani, adică nu se ceartă cu toată lumea la fel. Adică a ținut puțin cont că... Se vede că e ceva personal acolo. Da, da. Nu mai are nicio legătură cu competiția, nu mai are, e, sau nu e neapărat un război din acesta de între masculii alfa. Că ei se consideră amândoi cei mai buni și că vor ajunge în finală, ceea ce iarăși a fost o declarație pe care a deranjat DJ-a și zis
Eu j-ador. Nu mai spune că o să ajungi tu în finală, că poate nu o să ajungi tu în finală și ajung eu în finală sau Zmărândescu. Asta făcea și atunci. Ca și cum îi, da, asta, eu câștig premiul la mine, clar se crede cineva, dar din punct de vedere sportiv n-are nicio șansă j-ador în fața lui Zani. Părerea mea, este părerea mea. Și cred că i-a zis bine, ți-e frică de mine, Vere, de mă votezi. Cineva clar, a zis, lui j-ador, fă ordine la Survivor, famos și au nevoie de tine. Eu nu, cu tău, n-aș mai sta pe eu nu m-aș duce acolo doar să fac dreptate în chem, ci m-aș duce acolo să ajut să mai mănânce și ei ceva, că săracii, uite, de asta Jorge leșină, săracul că nu e mâncat. Eu cred că ar trebui să se uite așa unii la alții și sunt ferm convins că fac lucrul ăsta, dar orgoliile celor doi sunt mai mari decât interesul decât echipei. Decât posta de mâncare. Dacă vrei să bași creionul ăsta în Sebi, în ochelarii lui, e aici. Nu, băi, n-am zis soția lui domnul Jorge. Păi n-am zis nimic, am zis, zis că se usucă pe picioare, că e nemâncat. Da, nu, păi el are dreptate. Asta e unul din motive. Și e valabil pentru toți. Da. Au pierdut două jocuri deja săptămâna aceasta, deci nu au provizii, nu au mâncare. Răzvan Dragu dă mesaj, când pleacă Sebi la Survivor, este cel mai bun. Vezi că Sebi, eu lucrat și începe să mă antrenez prin jurul blocului. Nu trebuie. Și ne-a antrenat, te-ai duce așa și câștiga. Cum a fost ce echipă de fotbal, cât ești cu fotbalul? De pe plajă au plecat și au câștigat campionatul european sau mondial. Danemarca, așa, erau pe plajă, i-a sunat și... Aia e o... E adevărat. Dar a fost mai demult. Mulți ani. Tu ești cu fotbalul, da, nu? Ești microbistă. Da, și joc tenis cu piciorul cu soțul meu. Avem campionatul nostru intern. În sufragerie? Nu, nu. În, adică... Când mergem în vacanță, în resort, găsim acolo un loc pe alee și acolo jucăm. Și cine câștigă de obicei? Când, sau cât e scorul până acum? El câștigă de obicei, pentru că e bărbat, e mai puternic. Dar nu te lasă niciodată să câștigi, nu? Nu mă lasă, dar ce crezi? Că și eu conduc. Mamă, de ce tare e Ramona la tenis de picior? Da, am jucat. Aș face un pariu Mitrea, să joci tu cu Ramona și o pariez cu Ramona. Oricând vă distrug tenis de masă, de câmp, de ce vrei tu, basket, joc orice. Deci te bagi la tenis de, de picior. Când vrei tu facem filmarea asta. Vezi că joc numai călcâiul. Te bate Ramona și paria pe Ramona. Bine, dacă nu servezi numai călcâiul pe la spate. Da, mă, agitatorul nostru. Cine te-a antrenat să-i... Să-ți văd cum e. De cătuși. Eu nu știu tenis, nu știu despre ce vorbesc. Cineva zice, domnule, așteptăm să vedem ce se întâmplă în seara asta, pentru că în seara asta este marele... Cel mai așteptat consiliu. Adevăr. Adică bă, consiliu. Adică j-ador își menține decizia și îl votează pe Zani să plece acasă. Mă rog, să plece acasă, să-l propună spre jocul de eliminare sau își schimbă decizia. Da. Plus că am văzut că producția vine cu o surpriză. Se întâmplă ceva... S-au precipitat lucrurile la un moment dat, toată lumea face fața aia mirată și șocată și se mai întâmplă ceva. Se duce Sebi. Ceva unic. Bă, de aici. Ceva unic în competiția Survivor, dar nu știm ce, că iar n-au lăsat așa. Probabil vreo recompensă mare, nu știu, ori vine cineva. Hai că ne vedem, ne uităm. Oameni buni, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Încercați să vă bucurați de jocul ăsta. Nu vă enervați că vă pleznește vreo venă și păcat că ei vin acasă, tot e bine. Mai important, eliminatul din seara asta vine mâine în platou. Mâine? Mâine. Iată, teleportarea există, oameni buni. Așadar, mâine la ora 3, cel care în seara asta va fi eliminat la Survivor va veni aici în platoul emisiunii. Descoasem tot. Ramona, îți mulțumesc, multă sănătate și să fii puternică. Mult, David, te pup. Sebi, toate cele bune, ai grijă de tine. Coleguța, Alexandra Gog pe Instagram, da? Ne vedem și mâine. Exact, aflați acolo cine a machiat-o și a coafat-o. Iar Cristi Mitra, coleguțul nostru, se trezește în fiecare zi ca o furnicuță la 5 dimineața, se duce la sală, la serviciu, astăzi pleacă la antrenamente, un băiat muncitor. Hai, vă pup, la revedere, oameni bune, vedem de la ora 3, mâine, numai bine, seară frumoasă! Pupi.